Stimată doamnă ministru Ala Nimerenko, stimați jurnaliști, dragi colegi, urmează evenimentul de transmitere a 22 de aparate performante de ultrasonografie pentru instituțiile medico-sanitare publice, proiect realizat de către Ministerul Sănătății în scopul sporirii accesibilității și calității asistenței medicale prestate pacienților în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești. Îmi permiteți să ofer cuvânt pentru discurs doamnei ministru a Sănătății, Ala Nimerenko. Vă rog. Bună ziua! În primul rând, stimați colegi, domnule director, reprezentanți mass media, sunt foarte bucuroasă să anunțăm astăzi evenimentul de transmitere a 22 de ultrasonografe foarte performante și vedeți un exemplar aici, în spatele meu, la 22 de instituții medico-sanitare publice din țară, republicane, municipale și raionale, ceea ce înseamnă o calitate mai bună a serviciilor medicale, un act medical îndeplinit, o satisfacție mai înaltă a lucrătorului medical și, desigur, pacient însănătoșit. Dacă ne referim la acest ultrasonograf, este un ultrasonograf foarte performant, care va permite inclusiv cu utilizarea Dopplerului să fie evaluați ultrasonografic pacienții care ajung la unitate de primiri urgente cu accident cerebrovascular. Și aceasta este obligatoriu conform tuturor protocolelor și standardelor noastre medicale și aceasta înseamnă, într-adevăr, o stabilire a diagnosticului mai rapid, uneori ar putea fi posibilă chiar și evitarea realizării ulterioare a angiografiei computerizate și altor investigații care necesită timp. Acest proiect a fost posibil datorită insistenței Ministerului Sănătății, discuției cu partenerii internaționali și mă refer la proiectul pe care îl gestionează Ministerul Finanțelor prin OGPE. Se referă la răspuns de urgență COVID, acolo au mai rămas bani neutilizați și ne-am bucurat să-i redirecționăm, anume în procurarea acestor ultrasonografe. Eu merg permanent în teritoriu, mă întâlnesc cu colectivele, văd care sunt echipamentele și baza tehnico-materială a instituțiilor și, în special în raioane, trebuie să recunoaștem că ea lasă foarte mult de dorit. Acolo aparatele ultrasonografie au o vârstă extraordinar de depășită, sunt de la unele din ele sunt, putem să spunem, file de istorie deja de la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, deja și culoarea lor este schimbată, a suferit schimbări. Astfel, aș vrea să anunț de asemenea foarte concret care sunt instituțiile care beneficiază de aceste ultrasonografe performante și, desigur, primul a venit la dumneavoastră, va fi instalat aici în unitate de primiri urgente, fiind un echipament indispensabil actului de urgență pe care aveți dumneavoastră a realiza aici, într-adevăr, într-un timp record și trebuie să dispuneți de toate echipamentele, să le aveți sub mână, pentru ca să fiți eficienți. Următoarele instituții sunt Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, Institutul Oncologic, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomed German, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade și, de asemenea, 15 spitale raionale, Soroca, Cahul, Iedineț, Ungheni, Crâncești, Florești, Călăraș, Ocnița, Ștefan, Vodă, Drochea, Taraclia, Cimișlia, Briceni, Priuleni, Comrat. Și aceasta este investiția în instituțiile în care, în primul rând, Ministerul Sănătății deține rolul de fondator, am spune rolul de părinte și este obligația și datoria noastră ca să investim în instituții, astfel ca, într-adevăr, să aducem o medicină performantă acasă la noi, astfel ca să putem concura cu toți colegii noștri de peste hotare. Eu sunt mândră că aveți aici astăzi o așa unitate de primiri urgente, modernă. Vă doresc foarte mult succes și am totdeauna doar o singură rugăminte la toți colegii mei lucrători medicali. Să fiți foarte atenți cu pacienții, să reacționăm rapid, astfel ca oamenii acestei țări să înțeleagă că, într-adevăr, sistemul medical este pentru ei și nu viceversa. Eu vă felicit și vă doresc mult succes în lucru cu echipamentele umane. Mulțumesc! Mulțumesc.
Stimată doamnă ministru, onorați jurnaliști, stimați colegi, după cum cunoașteți, Institutul de Medicină Urgentă este instituția de elecție pentru multiple urgențe medicale majore. Accidentele vasculare cerebrale reprezintă una din aceste urgențe majore și anual în cadrul institutului nostru sunt deserviți peste 5500 de pacienți cu suspecție la accident vascular cerebral acut, ischemic sau hemoragic. Printre investigațiile de primă linie care sunt indicate pentru diagnosticarea corectă al acestor pacienți, evident că se regăsește și ultrasonografia sau, cum noi o mai numim, ecografia cerebrală, externă și internă, și de asemenea ecocardiografia pentru a stabili aritmiile cardiace sau trombii din inimă. În aceste situații, evident că timpii joacă un rol decisiv. Este foarte important ca tromboliza, în cazul unui accident vascular cerebral ischemic, să fie începută în minimum 60 de minute și maximum 4 ore. Iată, în această perioadă de timp, noi trebuie să facem în așa mod ca fiecare din acești pacienți, fie el cu suspecție, fie deja cu un accident vascular cerebral acut declanșat, fie cu un accident ischemic tranzitoriu, el trebuie să fie evaluat imagistic atât prin tomografie computerizată, rezonanță magnetică și ultrasonografie. Noi evident că suntem foarte mulțumiți că pentru acest program de examinare a pacienților cu accidente vasculare cerebrale vom avea un aparat de ultrasonografie dedicat doar numai pentru aceste investigații. Fiindcă aria de deservire prin ultrasonografie a pacienților din Institutul de Medicină Urgentă este foarte diversă. Noi executăm anual peste 40.000 de investigații de ultrasonografie, inclusiv în jur de 22.000 efectuate de către medicii de urgență în zonele de deservire, în unitatea de primire urgență și, evident, în jur de 6-7.000 de investigații dedicate pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Ne bucură foarte mult această investiție făcută de către Ministerul Sănătății, deoarece ea vine să completeze celelalte investiții care deja au fost făcute în Institutul de Medicină Urgentă. La moment, de fapt, Institutul de Medicină Urgentă are toată gama de tehnologie medicală necesară pentru preluarea oricărui tip de pacienți cu urgențe majore. Avem o tomografie computerizată procurată anul acesta de către Ministerul Sănătății de 324 de slice-uri. Unul din cele mai performante aparate din țară. Avem rezonanță magnetică care de fapt va fi reînnoită iarăși până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Și, evident, iată, această componentă de ultrasonografie acum a fost reînnoită. Noi vă dorim, stimați colegi, succese frumoase în realizarea obiectivelor pe care noi le avem, îmbunătățirea sănătății populației din Republica Moldova. Cu aceasta, evenimentul de lansare s-a epuizat. Acum începe componenta de dialoguri cu echipa medicală din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Vreau să vă zic că un accident vascular cerebral acut este preluat de o echipă multidisciplinară care este formată dintr-un medic neurolog, un medic urgentist, un medic ultrasonografist sau imagist
și un medic din terapie intensivă sau un medic stroc. Iată, toți acești specialiști sunt prezenți aici să vă răspundă dumneavoastră la toate întrebările pe care le aveți în exploatarea corectă și majoră a acestor aparataje care au fost donate astăzi instituțiilor medicale din Republica Moldova. Mulțumesc!